Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu, o știre fierbinte. Starea de sănătate a lui Joe Biden se deteriorează rapid, consilierii îl ascund de presă. Președintele este ascuns imediat publicului și este ascuns de presă. În urma unor anunțuri majore, președintele va face o declarație, dar apoi nu va răspunde la întrebări din partea presei, spune și Douglas Murray. Jurnalistul e de părere că adevărul este că consilierii lui Biden își dau seama că omul lor trebuie ținut cât mai posibil departe de camere, scrie Daily Express. Potrivit evenimentului zilei, medicul șef al Casei Albe din perioada lui Barack Obama este îngrijorat de starea de sănătate a fostului vicepreședinte Joe Biden, afirmând că ceva nu este în regulă cu candidatul democrat. Cel mai bun mod în care îl pot descrie de fiecare dată când îl văd este că e pur și simplu rătăcit, a declarat doctorul Ronnie Jackson, fostul medic al lui Obama și Biden. Nu voi pune niciun diagnostic anume despre demență, dar ceea ce voi spune este că ceva nu e în regulă, a adăugat contraamiralul în retragere care a câștigat recent alegerile primare din Texas din partea Partidului Republican. Întrebat dacă s-ar simți confortabil cu Biden ajuns comandant suprem, doctorul Jackson a răspuns scurt, nu. Afirmațiile medicului se găsesc în cartea lui Donald Trump Jr., intitulată Liberal Privilege, Joe Biden and the Democrats, Defense of the Indefensible, care va apărea pe 1 septembrie, dar este deja disponibilă pe site-ul său, donjunior.com. În carte, fiul președintelui a inclus interviuri cu figuri publice importante, cum este și Jackson, care a început să lucreze în corpul medical al Casei Albe în timpul fostului președinte George W. Bush și a fost medic al președintelui în timpul administrațiilor Obama și Trump. El a subliniat în discuția pe care a avut-o cu Trump Jr. că nu s-a uitat pe vechile fișe ale lui Biden, dar spune că a fost personal martor la transformările suferite de acesta de-a lungul timpului. Vorbind ca cineva care a trăit în Casa Albă, l-am văzut frecvent în aripa de vest și în alte locuri. Știu că a fost mereu predispus la gafe, dar acum acestea nu mai sunt gafe. Nu mai poate formula propoziții, uneori nu-și poate duce până la capăt un gând. Se blochează și nu mai știe cum să iasă din situația în care se află și în final renunță, i-a declarat Jackson lui Trump Jr. potrivit unui fragment din carte. Au existat îngrijorări legate de starea de sănătate mentală a lui Joe Biden de-a lungul alegerilor primare și din cauza unei recente serii de gafe verbale. Și aceasta în ciuda faptului că a stat ascuns în casă câteva luni bune, sub pretextul izolării din cauza pandemiei. Sondaje recente arată că și opinia publică începe să fie îngrijorată de starea de sănătate mentală a candidatului democrat, iar o cercetare recentă arată că există destui care cred că nu ar putea să-și ducă la capăt mandatul. Îngrijorările sunt prezente și în presă, inclusiv în cea cu simpatii democrate. Realizatoarea CNBC, Maria Bartiromo, a declarat pe post la acea vreme, face câte o gafă la fiecare câteva zile. Există clar aici o problemă cognitivă și a adăugat, știm că Joe Biden a avut un anevrism cerebral, dar cred că acum e vorba de două. În decembrie 2019, doctorul lui Biden a emis un comunicat în care afirmă că politicianul de 77 de ani e sănătos și viguros, a relatat Adrian Pătrușcă pentru evenimentul zilei în august anul trecut. Aflăm de la Ovidiu Drugă, dintr-o postare în evenimentul istoric.ro, că starea de sănătate a lui Joe Biden se deteriorează rapid. Consilierii l-ascund de presă. Există îngrijorări din ce în ce mai mari cu privire la starea de sănătate psihică a lui Joe Biden, cel mai în vârstă președinte din istoria Statelor Unite, spune autorul. Celebrul jurnalist britanic Douglas Murray susține că lucrurile se deteriorează rapid. Nici n-ar fi de mirare, dar fiindcă președintele american se confruntă cu o scădere a cotelor de aprobare în sondaje și a fost ținta unor critici extrem de dure după retragerea haotică din Afganistan. Vârsta și starea de tensiune par să fi început să spună cuvântul. Recent, liderul american a fost surprins de camerele de lua vederi, ațipind la summitul COP26 de la Glasgow și a avut un accident penibil în timpul întâlnirii cu soția prințului Charles. Comentatorul politic Douglas Murray pune acum la îndoială starea de sănătate a președintelui Biden și susține că apropiații președintelui american sunt foarte îngrijorați. E din ce în ce mai clar pentru toată lumea din America, democrați și republicani deopotrivă,
că starea lui Biden se deteriorează rapid. Chiar și cei care au lucrat cu el și îl cunosc de ani de zile recunosc că bărbatul din biroul oval nu mai este acel Joe Biden pe care l-au cunoscut. Întotdeauna divaga, îi plăcea întotdeauna să țină discursuri cu digresiuni bizare, adesea complet irelevante, dar era capabil să găsească calea înapoi spre subiectul abordat. Nu mai este. Acesta e unul dintre motivele pentru care cei care se ocupă de el au decis o soluție dramatică. Și fostul director al asociației Henry Jackson susține că personalul de la Casa Albă încearcă să-l țină pe președinte cât mai departe posibil de lumina reflectoarelor, inclusiv prin limitarea numărului de întrebări la conferințele de presă, relatează Ovidiu Drugă pentru Evenimentul Istoric. Cu toate acestea, aflăm de la publicația Capital că au avut loc discuții diplomatice între Statele Unite și China. Biden și Xi au discutat ore întregi, dar rămân la cuțite. Președintele Joe Biden a asigurat marți că nu dorește să încurajeze independența Taiwanului pentru a clarifica noi afirmații care ar fi putut constitui o abatere de la poziția tradițională a Statelor Unite cu privire la insula revendicată de China, transmite AFP. Joe Biden și Xi Jinping au stat de vorbă timp de peste 3 ore, dar au rămas la cuțite privind Taiwanul, președintele chinez îndemnându-l pe omologul lui american să nu se joace cu focul în această chestiune arzătoare. Această discuție prin videoconferință s-a ținut luni seara la Washington și marți dimineața la Beijing. Ea a fost respectuoasă și sinceră și mult mai lungă decât se prevedea, potrivit unui înalt oficial american. Cei doi lideri au amintit necesitatea de a stabili bariere pentru a evita ca numeroasele lor diferende să degenereze în conflict. Statele Unite se opun ferm oricărei tentative unilaterale de a schimba status quo-ul sau de a aduce atingere păcii și stabilității în strâmtoarea Taiwan, a spus domnul Biden, potrivit unui text publicat de Casa Albă după convorbire. Această frază privind status quo-ul poate fi la fel de bine să se adreseze Taiwanului și liderilor săi actuali favorabili unei independențe formale a insulei, al cărei nume oficial rămâne Republica Chineză. Beijingul consideră Taiwanul o provincie rebelă care trebuie să reintre sub administrarea sa și a avertizat că o declarație de independență ar fi pentru ei un casus belli. Autoritățile taiwaneze au încercat de mai multe ori să se sprijine pe Statele Unite pentru independență și unii din Statele Unite încearcă să folosească Taiwanul pentru a controla China, a subliniat Xi Jinping. E o tendință foarte periculoasă, care echivalează cu a te juca cu focul, a spus el, potrivit spuselor relatate de ministrul chinez al afacerilor externe. Dacă separatiștii din Taiwan ne provoacă, ne forțează mâna sau chiar depășesc linia roșie, va trebui să luăm măsuri decisive, a avertizat președintele chinez. Recent, China și-a intensificat activitatea militară în apropierea insulei, în timp ce Washingtonul și-a reiterat angajamentul de a ajuta Taiwanul să-și construiască și să-și întărească apărarea. În timpul convorbirii, Joe Biden și-a exprimat și îngrijorările privind practicile Chinei în Xinjiang, în Tibet și în Hong Kong și drepturile omului în general. Și el a criticat practicile comerciale și economice considerate neloiale ale Chinei. Aceste declarații ferme diferă de amabilitatea afișată la începutul întâlnirii. Cei doi s-au salutat cu mâna prin ecrane, potrivit imaginilor turnate de o parte și de cealaltă. Joe Biden estimase în declarațiile sale preliminare că competiția dintre cele două țări nu ar trebui să se transforme într-un conflict intenționat sau nu. China și Statele Unite trebuie să-și îmbunătățească comunicarea și cooperarea, afirmase la rândul lui Xi Jinping, declarându-se fericit să-l vadă pe vechiul său prieten pentru prima dată prin intermediul ecranului, în situația în care precedentele lor două convorbiri s-au desfășurat la telefon, scrie la Libre Belgique. Dacă după ajungerea la putere a lui Joe Biden, tonul s-a schimbat față de furiile din era Trump, relația dintre Washington și Beijing rămâne extrem de tensionată. Această întâlnire virtuală s-a ținut în momentul în care Xi Jinping nu încetează să-și întărească influența asupra regimului. Partidul Comunist Chinez a adoptat săptămâna trecută un text care cheamă Partidul, Armata și întregul popor să se unească mai strâns în jurul Comitetului Central, a cărui inimă este Xi Jinping. Președintele american, confruntat cu un peisaj politic extrem de divizat și cu o pandemie pe care are dificultăți să o eradicheze, a menționat China luni promulgând un plan de infrastructură gigantic care ar trebui să permită Americii
să câștige competiția secolului 21. La finalul discursului său, președintele american a repetat una din frazele favorite: niciodată, niciodată nu e o idee bună să pariezi contra poporului american. Întrebat de jurnaliști în timpul unei deplasări în statul New Hampshire despre posibile progrese înregistrate în chestiunea Taiwanului în timpul summitului virtual de luni cu omologul chinez Xi Jinping, președintele american a răspuns afirmativ: da, am precizat foarte clar că sprijinim actul privind relațiile cu Taiwanul și asta e tot. Actul privind relațiile cu Taiwanul este legea adoptată în 1979 de Congresul Statelor Unite ce guvernează politica americană în acest domeniu. Documentul prevede că Washingtonul se angajează să recunoască o singură Chină, oferind în același timp arme Taiwanului pentru a se apăra. Președintele Joe Biden a adăugat, părând că vorbește despre Taiwan, e independent, ia propriile decizii. Această formulare riscă să enerveze Beijingul, deoarece președintele Xi Jinping tocmai a avertizat în timpul întâlnirilor virtuale că acționa pentru independența insulei înseamnă să te joci cu focul. Camilla nu a încetat să vorbească despre cum l-a auzit pe președintele americanilor trăgând vânturi în timpul discuției la summitul privind clima organizat zilele trecute la Glasgow, scrie presa britanică. Printre oaspeți s-a numărat și soția prințului Charles, Camilla Parker Bowles, care, șocată de un aspect pe care l-a sesizat la Joe Biden, nu mai contenește să discute despre asta, spun surse apropiate ducesei. Cei doi purtau o conversație la summitul climatic organizat la Glasgow săptămâna trecută, iar președintele american, aflat ulat, mărturisesc sursele cotidianului Daily Mail. A fost de lungă durată, zgomotos și imposibil de ignorat, ar fi spus Camilla. Cu câteva ore mai devreme, Biden pare să fie adormit în timpul ceremoniei de deschidere. A stat cu ochii închiși preț de aproximativ jumătate de minut, până când un consilier a venit să-l trezească. Joe Biden este cel mai vârstnic președinte american din istorie și împlinește 79 de ani în data de 20 noiembrie. Joseph Robinette Joe Biden Jr. s-a născut la 20 noiembrie 1942 la Scranton, Pennsylvania, Statele Unite. Este un politician american al 46-lea președinte al Statelor Unite. Membru al Partidului Democrat, a fost al 47-lea vicepreședinte din 2009 până în 2017, în timpul mandatelor președintelui Barack Obama, și a reprezentat statul Delaware în Senatul Statelor Unite din 1973 până în 2009. Crescut în Scranton, Pennsylvania și Newcastle County, Delaware, Biden a studiat la Universitatea din Delaware înainte de a obține diploma de drept de la Universitatea Syracuse în 1968. A fost ales în Newcastle County Council în 1970 și în 1972, la 29 de ani, senator în Senatul Statelor Unite pentru Delaware. Biden a fost membru pentru o lungă perioadă de timp al Comitetului pentru Relații Externe al Senatului și în cele din urmă a devenit președintele acestuia. De asemenea, a prezidat Comisia Juridică a Senatului din 1987 până în 1995, abordând politica privind drogurile, prevenirea criminalității și problemele libertăților civile. A condus efortul de a trece legea privind controlul criminalității violente și legea privind violența împotriva femeilor și a supravegheat 6 audieri de confirmare ale Curții Supreme a Statelor Unite, inclusiv audierile contencioase pentru Robert Bork și Clarence Thomas. A candidat fără succes la nominalizarea la președinția democratică în 1988 și 2008. Biden a fost reales în Senat de 6 ori și a fost al 4-lea senator cadecan de vârstă când a devenit vicepreședintele lui Barack Obama după ce au câștigat alegerile prezidențiale din 2008. Pe parcursul a 8 ani ca vicepreședinte, Biden s-a bazat pe experiența din Senat și a reprezentat frecvent administrația în negocierile cu republicanii din Congres, inclusiv în legea privind controlul bugetului din 2011, care a rezolvat o criză a plafonului datoriilor, și legea americană de scutire a contribuabililor din 2012, care se adresa iminentului abis fiscal. De asemenea, a supravegheat cheltuielile cu infrastructura în 2009 pentru a contracara marea recesiune. În ceea ce privește politica externă, Biden a fost un consilier apropiat al președintelui și a jucat un rol principal în proiectarea retragerii trupelor americane din Irak în 2011.
În ianuarie 2017, Obama i-a acordat lui Biden medalia prezidențială a libertății cu distinție, devenind primul președinte care a primit această medalie înainte de a prelua funcția. La 25 aprilie 2019, Biden și-a anunțat candidatura la alegerile prezidențiale din 2020. El a devenit prezumptivul candidat democrat. În aprilie 2020 și-a atins pragul delegat necesar pentru a obține nominalizarea în iunie 2020. Biden și Kamala Harris i-au învins pe președintele în exercițiu Donald Trump și vicepreședintele Mike Pence la alegerile generale. Biden este cel mai în vârstă președinte ales, primul din Delaware și al doilea președinte catolic. Activitatea sa timpurie în calitate de președinte s-a concentrat pe propunerea, lobby-ul și, în cele din urmă, semnarea legii care a ajutat la accelerarea recuperării Statelor Unite de la efectele economice și asupra sănătății ale pandemiei și recesiunii în curs, precum și o serie de ordine executive. Ordinele lui Biden au abordat pandemia și au inversat mai multe politici ale administrației Trump, inclusiv prin realăturarea în acordul de la Paris privind schimbările climatice. Foștii președinți Jimmy Carter, Bill Clinton, George W. Bush și Barack Obama l-au felicitat pe Biden pentru victoria în alegerile prezidențiale. De asemenea, a fost felicitat de fostul guvernator al Floridei, Jeb Bush. Mulți șefi de stat sau de guvern din diverse țări ale lumii l-au felicitat la rândul lor. Din partea României l-a felicitat președintele Klaus Iohannis, iar din partea Republicii Moldova a fost felicitat de către președinta Maia Sandu. Ne oprim aici, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și vă sun ca de obicei pe curând.